Astăzi am și eu pregătit un mesaj și vreau să vorbesc despre faptul cum trebuie să simțim unii cu alții, dar nu simplu să simțim, dar cum trebuie să ne gândim unii la alții. Nu vorbesc numai de biserică, dar genii noi ca creștini, care trebuie să fie atitudinea noastră față de oameni, în general. Acum, două săptămâni în urmă, am avut un mic accident, veneam acasă și un domn mai bătrân sunt tot cealaltă pe intersecție și nu m-au văzut, crezut că intersecția liberă și s-au accelerat repede ca să treacă și drept în mine odată. Și eu eram cu Jessica, cu Sofia în mașină și eu când m-am lovit, l-am ieșit afară și s-a speriat că l-a lovit. După ce am văzut că mai eram familia și mai tare, s-a speriat. Și cum am văzut mai multe vine cu barba și în genere, nu știu să vine. Și că după asta m-a spus că el, am spus de Jessica să duc acasă, că nu că-i chema pe mașină. Și a rămas, vorbeam cu el, că vreau să iau gândul, îți vedea că era un bătăr și tensiunea în chestie și am văzut să liniștească bine. După aceea le-a spus și operația la inimii, stătea în față. Dar mi-a spus un lucru interesant, a zis că îi mulțumesc Domnului, s-a nimerit un om bun, și unde este anul care, cum era pe vremuri, când spunea cheia de capotă și de astea fac, nu era. Dar de obicei, poate să înceapă cu suduială, cu strigăte, cu astea. Și mi-a zis că eu singur am nimerit anul ea, luna mai, în accident, și știu cum e asta. Deci din cauza asta, eu când am văzut că el m-a lovit, apoi, la început aleagă, parcă m-am spărat. Dar eu mi-am înțeamnit, eu am cu două luni în urmă, numit în accident, și tot m-am bucurat să urmărit o femeie care era înțelegătoare și a rezolvat totul repede și nici nu mă cum. A fost înțelegătoare, dar nici nu stricat. Și gândindu-mă la situația care am fost eu, mi-am dat seama că eu acum sunt în poziția cealaltă. Deci eu acum sunt în poziția care a fost femeia care cu mine a fost îngăduitoare. Și acum sunt, am șansa ca să fiu și eu un motiv de bucurie pentru cineva, prin faptul cum mă comport. Dar este un lucru interesant, că nu mulți oameni se gândesc așa. Și nu trebuie mult să așteptăm, că timp ce așteptam cu omul ăsta, noi, că n-am venit mașinile pentru că așteptam poliția, trece o persoană cu o mașină scumpă, deschide fereastra, ne claxonează lung și cu fereastra ești mai sus. Și mă gândeam în gândul meu. Omul ăsta nu-ți gândește cum s-ar simți el dacă el ar fi venit în accident, mai ales cu mașina lui și mai ales dacă el ar fi vinovat și că ar mai trece un deștept ca desul și l-ar sudui timp și el stec și așa cu inima și o grămadă gri și poate merge în accident și să mai găsească un deștept care strige la desul. Ceea ce ne arată că, de fapt, foarte puțin dintre noi ne gândim, simțim unii cu alții. A simțim unul cu celălalt înseamnă să pui în poziția la celălalt. Noi spunem să... de fapt, în engleză este expresia asta, să porți încălțămintea la celălalt. Deci, să simți unul cu altul, să se pui în poziția celălalt și să procedezi cum ți-ar place ție să fii procedat cu tine. Și despre asta vreau să vorbesc astăzi și o să vă rog să deschideți la Matei 22. Matei 22 și o să citesc doar la versetul 34. Matei 22, 34. Când au auzit farisei că Iisus a stăpat gura cu saducheilor, s-au strâns la un loc. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorul, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai puternică. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Vedeți cum? Interesant cum Domnul Iisus spune aici. Prima poruncă o cunosc toți oameni, inclusiv la școala primară, noi se învață toate cele 10 porunci și toți le cunosc. Numai că interesant, când l-a întrebat fariseul, care este cea mai mare poruncă, Domnul Iisus a spus prima poruncă, o cunoaștem noi toți din cele 10, da? Dar spune că următoarea a doua, care spune că asemenea ei la fel în importanță, dar însă și conținut seamănă, da? Deci, când spune asemenea ei, are în vedere că la fel de important ca și prima este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este porunca asta în cele 10 porunci? Da.
Este? Sigur. Împreună cu ele. Împreună. Corect. Împreună cu ele. Deci, celelalte, de fapt, nu cele 10 porunci, 4 porunci te pe relația noastră cu Dumnezeu, da? Care singur, scurit, în asta se iubește Domnul Dumnezeul tău. Dar celelalte 6 se referă, începând cu relația noastră cu părinții, până la relația cu orice om. Și se referă și ele se rezumate la asta, se iubește pe aproape tău ca pe tine însuți. Este foarte important să înțelegem că pentru Dumnezeu este la fel de important relația noastră cu El, cât și relația noastră unii cu alții, între oameni. Asta este un lucru care puțin oamenii îl înțeleg, mai ales în ziua de astăzi este foarte răspândit conceptul ăsta că fiecare dintre noi, fiecare cu religia lui, cu credința lui, cu relația lui Dumnezeu și nu contează. De exemplu, sunt mulți care se separă de biserică, mulți care trăiesc o viață, mai ales sunt chestia asta care nu e de azi și de ieri, dar e de mult. Cu monahismul sau chestia asta, că oamenii se separă în societate. Vedeți că Dumnezeu nu vrea ca noi să ne separăm în societate. El, de fapt, vrea ca noi, trăind în societate, trăind cu alți oameni, să reflectăm care este relația noastră cu Dumnezeu. Și din cauza asta vreau să mergem la următorul verset, care este în Romani. Deci Romani 13, vă rog să deschideți. Și o să citesc 3 versete, la versetul 8 până la versetul 10 și spune asta. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu prea vorbești, să nu furi, să nu faci nicio mărturie mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprinde porunca aceasta. Să iubești aproape tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproape. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Ce cuvânt vedeți aici, Chiri? De fapt, nu vreau să fie dragostea, a iubit. În pasajul care și-a trecut, în ce cuvânt a fost Chiri? În cele două porunci. Ce se repetă? A iubit. A iubit cuvântul este dragoste în greacă, este cuvântul agape. Agape este un termen care noi român, noi avem dragoste pentru tot felul de dragoste, da? În greacă nu era așa singur și cuvântul ăsta agape arăta un fel de dragoste care vine cu o inițiativă de la tine. Deci nu aștepți să fii iubiți de altcineva, nu aștepți ca altcineva să-ți facă ție ceva, nu aștepți ca altcineva să inițieze o relație. Dragostea agape asta înseamnă o dragoste care tu ai dorință ca ea să existe. Deci o dragoste care îți dorești din voința ta. Deci o dragoste care nu se oprește cu una, cu două, nu la orice conflict, la orice problemă, nu se oprește, dar de fapt ea oricum izolește din voința ta. Deci o dragoste a cărui motor este în tine. Tu nu ești obiectul dragostei, tu ești subiectul, ești acela care inițiază dragostea asta. Și aici când spune să iubești pe Dumnezeu, asta înseamnă, în primul rând, tu să fii acela care să-ți arăți dragostea față de Dumnezeu. Tu să fii acela care să-L cauți pe Dumnezeu, tu să fii acela care dragostea ta de Dumnezeu să cauți să împlinești poruncile Lui. Și când spune să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți, asta înseamnă că nu să aștepți ca aproape tău să facă ceva ca tu să-L iubești, dar înseamnă ca tu să cauți să-L iubești aproape tău ca pe tine însuți. Și dacă să ne gândim mai atent, ce înseamnă ca pe tine însuți? Nu înseamnă oare asta ce a spus eu mai înainte? Când ești într-o situație, într-o relație cu un om, să nu reacționezi așa cum el reacționează cu tine, dar să procedezi așa cum mai vrea ca el să reacționeze cu tine. Și asta ne duce la următorul pasaj, care iarăși s-a apărut la Matei, capitolul 7, la versetul 12. Și spune asta. Tot, de fapt, la versetul 17. Deci, capitolul 7, Matei 7, versetul 7. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celul ce bate se deschide. Cine este omul acela dintre voi care dacă cere fiul său o pâine se dea o piatră? Sau dacă îi cere pește se dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți străini știți să dați darul bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este cel, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și vă la fel. Deci în aceasta se cuprinde legea și prorocii. Se clarifică acum, sau nu mai clar, ce înseamnă să iubești pe aproape tău ca pe tine însuți? Aici spune foarte clar Domnul Iisus. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Deci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Iată omul ăsta care a trecut pe lângă mine,
Și pe lângă noi, când eram în situația asta de accident, și o strigat la noi și m-a numit, ne-a spus să ferim mașinile. Eu primul lucru care m-am gândit, omul este de deloc nu se gândește cum s-ar simți el dacă eu ar fi trecut așa pe lângă dânsul, când și el era lovit și aș striga așa. De ce omul s-a făcut așa? De ce omul s-a făcut așa? La ce se gândea el? La cine mai bine se gândește el? O demonstrat el măcar un pic de dragoste pentru mine, dar să nu vorbim de dragoste, o arătat numai un fel de îngăduință, cel puțin, ca să nu spune milă sau îndurare sau ceva, măcar îngăduință. Îngăduința înseamnă să înțelegi omul, să înțelegi situația în care este om. O arătat el măcar îngăduință. Da. Da, pentru el. El nu a dus, a gândit că eu a fost... Cum? Noi plăcea că trebuie să conjoare mașina așa de plăcut, da? Dar el nu a arătat nici măcar îngăduință. Ce-i șerat omul ăsta, la cine s-a gândit numai? La el. El nu s-a gândit la aproapele său, el nu s-a gândit la mine, nu s-a gândit la omul ăsta bătrân care stă acolo și stătea... și se vedea pe fața lui în plin nicăieșul. El nu s-a gândit la nimeni. El s-a gândit numai la ce, pe dânsul, îl încurcă, se deplasează cu mașina. Asta e tot la ce a fost gândul lui. Și asta e un caz foarte simplu, dar cu părere din nou, de rău, asta nu se referă numai la cei din afara, sau costum, cei care nu cred în Domnul Iisus. Părere din nou, asta se referă și la mulți din biserică. Desigur, noi ajungem de situații în care, mai ales când este vorba de persoană care nouă nu ne place, noi alegem să nu simțim ca ei. Noi cumva, dacă ei greșit înaintea noastră, noi nu se potim că automat noi suntem ceva mai bun. Și automat, dacă noi suntem ceva mai bun, apoi într-un fel, omul acela, noi ne grăbim să-l judecăm. Deci noi nu mai așteptăm să ne punem în situația lui, să vedem cum am fi procedat noi în situația lui, sau cum ne-am fi simțit noi, dacă noi am fi procedat ca el și că noi ne-am pleca așa. Nu. Noi ne grăbim să judecăm pentru noi cumva ne socotim mai superior, pentru că noi suntem cei cărora li s-au greșit. Noi nu suntem cei care au greșit, noi suntem cei cărora li s-au greșit. Și ne grăbim să judecăm. Judecăm rău de tot. Pur și simplu, eu nu vorbesc din ceea ce am fost, eu vorbesc din ceea ce sigur am experimentat. Pentru că eu sunt așa. Eu sunt destul de... Cel puțin din... M-am mai patins așa, dar eram tare grabnic la judecam oamenii. Îi judecam și judecam rău de tot. Mai ales când era... Cum? Oamenii care trebuiau să ajungă, să fie puși într-o lucrare sau ceva, și dacă mie ceva nu-mi plăcea, apoi ce puteam făcea ca să ajungă acolo, știți? Dar când mi-a dat seama, când eu am ajuns în situație, dar eu am greșit. Și eu am făcut altora pe impact. Și tot nu știu că am venit. Eu m-am supărat inițial pe dânsii, dar când mi-a dat seama, asta e un pic. Eu acum am luat de mult fix așa o judecat pe altul. Și eu n-am arătat milă. Și acum eu sunt judecat la fel de fără milă. Și asta e de fapt ceea ce spune Domnul Iisus. Vedeți că atunci când spune că cineva cere, îi se va da. Și de urmă, imediat Domnul Părăsie ce spune. Ce spune aici Matei 7:12? Imediat după ce spune că cineva ne se va deschide, nu îți pare că schimbă subiectul, de fapt subiectul nu schimbă. Tot ce voieți vă facă cu oamenii, faceți și voi la fel. Poate, uite, noi dacă o să cerim la Dumnezeu, noi știm că o să primim, da? Dumnezeu ne spune peste ideea. Dar Dumnezeu ne spune, dar să nu vă înșelați. Dacă voi vreți primiți de la mine, apoi gândiți-vă că și voi trebuie să dați. Cu alte cuvinte, ce spune aici? Voi să cereți de la mine, eu vă promit că o să vă dau. Dar, nu uitați că și voi trebuie să vă comportați la fel cu oamenii. Adică, voi trebuie să ne faceți oamenilor, așa cum voi ați vrea să primiți de la oameni. Nu, noi ca oameni, trebuie să suntem așa e firea noastră, de gândit că noi trebuie să primim. Noi trebuie să avem, noi trebuie să primim dragoste. Mai ales la copii, copiii pieți la putirea asta, întotdeauna trebuie să primească, să primească, să primească. Și părinții lor, mulți maturi, nu trebuie la etapa asta, în care îți gândesc, trebuie să primească. Cei ce învață Domnul Iisus, că nu. Deci aici nu spune că, la noi, uitați cum e proverbul la noi popor. Nu vă altora ce nu vreți să-ți facă ție. Și uitați-vă, pătrați ce spune Domnul Iisus. Ce voieți să vă facă cu oamenii, faceți-le și voi la fel. Deci deosebirea care e între cei ce spune înțelepciunea poporului și înțelepciunea lui Dumnezeu? Observați deosebirea. Poporul, în popor așa să învățați oamenii. Dacă nu vreți să-ți facă ție, nu faci tu altora. Cu alte cuvinte, te învață să nu faci așa. Dumnezeu nu ne învață să nu facem ceea ce Dumnezeu să ne facă. El, asta automat, asta e implicit, asta nici nu trebuie să fie un gând să facem ceea ce Dumnezeu ne-a plăcea să ne facă.
asta e greșit, asta e rău, automat. Dumnezeu nici nu spune, adică asta automat ar trebui omul să-ți reacă, trebuie să facă ce spune, el face să-i facă. Dar Domnul Iisus ne spune să mergem mai departe de asta. Nu știu să nu facem ceea ce nu ne place nouă să ne facă, dar să ne facem altora ceea ce ne place nouă să ne facă. Cu alte cuvinte, dați-vă la un model, copil. Cât de tare ne place nouă să fim judecați? Cui place aici să fii judecat? Cui place, haideți să-i zicem, cui de aici îi place critica? Am o persoană de apropiat care spune că îi place critica constructivă, dar când primesc critica, nu-i deloc frumoasă. Și asta mă duce gândul că, de ce spun asta? Pentru că la nimeni nu-i place critica. Dar în schimb, noi tare de suntem așa grăbiți să aducem critică la oameni, așa? Să-i spunem ce e rău, ce nu-i bine, mai ales noi de asta o facem așa, pentru că îți spun numai pentru ca să fii mai bine, da? Ca să tu să te corectezi. Și nu spun asta nu e așa de rău. Dar de ce vă spun asta? Dar haideți să ne gândim altfel. Înainte ca eu să mă duc și spun la cineva să-i aduc o leacă de critică. Hai să mă gândesc mai întâi. Nu dacă cumva eu greșesc la același subiect, nu cumva sunt și eu greșesc, nu cumva am procedat eu la fel ca dânsul, cât de tare mi-ar fi plăcut mie să-mi se aducă critica asta. Mai ales că nu e o acțiune repetată, nu e o măcată care el trăiește fiecare zi. Și nu a fost o greșeală, ci noi nu comit greșeli. Și nu vorbesc numai de... Nu vă vorbesc mai nimic de păcat, dar se greșește de zi cu zi, da, mi-ai spus un cuvânt care nu trebuie spus, ai spus o vorbă care nu trebuie spus, ei, am sunat, poate nu ți-ai dat seama, trebuie să faci ceva, nu ți-ai dat seama. Și se întâmplă greșeli de zi, fiecare zi. S-a întâmplat, de exemplu, să nu deschizi ușa cuiva la domnul șoară să-i dai pe streagă, sau ei răspuns înapoi că erai nervat fără ca să-ți dai seama, dar asta nu-i felul tău de viață. Cât e plăcut atunci când nu-i felul tău de viață și o persoană în față de care foarte mult răbdare, mult care tu ai fost foarte îngăduitor, vine și anume atunci când s-a întâmplat greșeala asta mică, vine și te judecă și te mustră. Cât e plăcut de asta? El parcă uita de cât de îngăduitor, cât de mult răbdare te-a văzut cu dânsul, și la mâine se trezește ca să te mustră. Cât e de bine? Cât e de plăcut? Nu-i plăcut. Dar de ce persoana asta a făcut așa? Pentru că persoana asta nu s-a gândit cât de plăcut ar fi fost uia, dar tot îi trebuia să-l judeci așa. Deci noi, ca oameni, ca creștini, suntem îngăduitori. Trebuie să avem milă înainte de a judeca. Deci asta e primul pas, înainte ca să... Asta ce își spune că, din Proverb, nu fă altora ce își vrea să-ți facă ție, da? Cât de tare ne place nouă să fim judecați? Nu ne place, deci noi trebuie să fim judecați. Cât de tare ne place nouă să aveți când o lume are milă pe noi? De exemplu, mie a fost foarte bun pe mine un accident și după ce mi-am cerut scuze de la doamna care conducea, ea imediat s-a liniștit și a spus, hai, dă să rezolvăm. Ea la început era foarte mâniată, dar odată ce mi-a cerut scuză, ea s-a liniștit. Pentru că i-a avut milă de mine, ea s-a văzut cât de emoționat și cât de stresat era milă. I-a avut milă și nu mi-a plăcut că i-a avut milă de mine, din cauza asta, de data asta, eu am avut milă. Puteam și eu să reacționez așa, puteam să trec și nu te uiți pe-n părță, chestii, dar nu strigat nimic. Pentru că eu știu că față de mine au avut milă și aceeași milă vreau să o văd și eu astăzi. Da? Deci, noi ca oameni trebuie totdeauna, nu vorbesc numai de creștini, să mă înțelegeți proiectul ăsta, nu ceva ce trebuie să facem numai de creștini asta, se referă la relația cu orice om. Cu orice om. Ia uitați și spuneți, tot ce vreți să vă facă cu oamenii, nu spune nici aproapele, nu spune nici fraților, nici frații noștri. Oamenii. Și inclusiv, ascultați-ne, inclusiv se referă la vrăjmași. Cu alte cuvinte, ceea ce vreți ca omul să vă facă vrăjmașii, cu alte cuvinte, să nu vă facă nimic rău, să vă faci. Aceea vreți să vă faci să vă vrăjmașii. De ce spune, nu spune Domnul Iisus oarecă să vină pământăm pe vrăjmași? Uitați-vă cât de important este ca noi să facem binele. Și nu ne grăbim asta. Asta e ceea ce învață Domnul Iisus. Acum vreau să mergem la următorul verset, care este în Iacov. Iacov, capitolul 2, versetul 8. Și care spune foarte clar și de cum să facem. Dacă împliniți legea părătească, potrivit Scripturii, să iubești ca aproape tău ca pe tine însuți. Bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște tocători de lege. Că cine păzește toată legea și greșește într-o singură porunc, se face că nu poate tot. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci cu căcător de lege.
să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege slobozenie, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila binelui judecat. Eu acum am spus multe gândări, așa, m-am încălcat un pic. Eu sper că noi o să le punem în rând și o să facem legătura cu el. Să mergem la început. Ce spune aici ea? Dacă împliniți legea împărătească, care noi deja am primit la oameni repetat, îți iubești și aproape le dăm ca pe tine Iisus, bine faci. Dar, vă rog să ridicați mâna aici, cine dintre voi crede că nu face bine aproape. Să ridici mâna sus, cel care crede că nu face bine aproape. Nimeni nu e. Asta și mă așteptam, asta e și corectă și așteptă să fie în biserică. Dar, așa era și biserica la care scrie ea, nimeni avea să ridici mâna sus, pentru toți erau credințați că ei fac bine aproape. Era însă o problemă, nu degeaba le scrie Iacob. Problema era că ei când făceau binele, ce făceau? Ei aveau în vedere fața omului. Ce înseamnă să ai în vedere fața omului? Să ai în vedere fața omului, asta înseamnă să ai în vedere știi omul la care îi faci bine. Asta înseamnă că eu ai să-i fac bine, ai să-l faci unul îi fac bine. Cu omul ăsta mă fac bine, el prietenul meu nu îi fac bine, cu ai să-l fac bine. Aici este din biserică, fratele meu nu îi fac bine, aici să nu din biserică, nu îi fac bine. Aici stai din biserică și ați mă cunoască și ați spun un alt frate că eu nu fac lucru calitativ, mai bine nu-i fac lucru calitativ, ei, dar este din lume, nu-i totul, am vrea să-i fac cum să trăim. Felul este de gândire, cine spune ea? Dacă cine face așa, cine caută la fața omului când face bine? El nu face bine la toți oameni, el face bine la cei la care convine, nu sau la care vrei el să facă. Cine spune ea despre oamenii aceștia? Ce fac ei? Versetul 9. Ei fac un păcat. Și ei sunt osebiți de legea. De care lege? Legea părintească. Asta care zice numai ce se iubește, aproape dăm ca pe tine Iisus. Deci oamenii care caută la fața omului, ce înseamnă? Ca să repet, ce înseamnă să cauți la fața omului? Să cauți la fața omului, asta înseamnă că tu nu procedezi la fel cu orice om. Tu procedezi independent de ce om. Cu ce om ai de face? Deci, între aceeași situație, dacă ai fi un om, tu ai preceda într-un fel. Dacă ar fi alt om, ai preceda altfel. De exemplu, să zicem, s-a lovit mașina fratele tău, tata, să-i bine rezolvat. Când s-a lovit mașina un străin, apoi ieși, începi să-l strângi la dânsul, mai că să-l numești, începi să-l acuzi, să-l convinuiri, să-l amenințeri. Păi, și să ne gândim, el în cazul fratele lui, acum a procedat bine, el și-a iubit fratele, da? Dar când a venit vorba de altul, de un străin, el nu mai iubește. Și cine face așa ce spune? Săvârșește un păcat. De ce săvârșește un păcat? Și uitați, că ei sunt un păcat pe care săvârșesc, pentru că ei sunt osândiți chiar de legea asta, pe care ei cred cu respect, ei cred că dacă au făcut bine la câțiva oameni care sunt apropiați, pe care ei îi iubesc, pentru că sunt prieteni, sunt într-o relație bună, ei au automat că ei fac binele. Dacă nu merge vorba de un străin, care lor se pare că cum procedează față, deci nu se reflectă în relația lor cumva cu Dumnezeu, ei procedează altfel. Deci, Iacob îi spune foarte clar, că anume din cauza că ei, într-un caz, au procedat într-un fel, dar în alt caz, nu au procedat la fel, adică nu au făcut binele, ei sunt deosebiți anume din legea asta care spune că se iubește ca aproape dă ca pe tine Iisus. Căci, cine păzește toată legea și greșește într-o singură cuvântă, se face vinovat de toate. Ce vedem aici? Dacă cineva păzește aproape toată legea, este el un om neprihănit? Nu. Cu alte cuvinte, dacă tu, în mare parte, pe toți oamenii iubești, la toți oamenii le faci binele, pe toți oamenii ești îngăduitor, ai milă de dânsi, îi înțelegi, cauți să le ajuți, cauți ca să nu fie probleme, cauți ca întotdeauna să îi faci liniște, dar ești un singur dușman pe care îl ai. Și anume cu dușmanul ăsta, niciodată nu ai milă, cu dânsul nu-i faci binele, poate nu-i faci rău, dar bine tot nu-i faci. Toate ce știm tot de ea, cum spune, cine poate să facă bine și nu-l face, să vârșește în păcat. Și asta cred că clarifică multe lucruri. Dar dacă spunem că tu cu toți oamenii din lume, toți oamenii din lumea asta, ești bun. Dacă un om ești rău, ce faci tu atunci? Ești călcător de lege. Sau spunem altfel. Tu cu toți oamenii ești bun în ce privește toate poruncile. Deci toate poruncile, toată legea. Deci tu pe toți îi iubești, pe toți îi iubești. Dar, de exemplu, ai o problemă cu mânie și cu toți timânii. Sau și cu o mare parte cu mânie și cu timânii. Deci încalci o poruncă. Că ești grabnic la mânie.
Practic știm cum în ei, după să aduce cu multe alte consecințe. Cine spune astăzi pe omul care face asta? Este călcător de lege. Acum aici este gândit zice, nu toți mergem de călcător de lege acum, nu? Pentru toți, în un moment sau altul, în circunstanță în care noi ne mânea. Acum noi știm foarte bine că avem la tatăl un mijlocitor, care pentru noi mijlocește, dar avem Domnul Iisus care stă la dreapta Domnului Iisus și mijlocă la dreapta Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Dar să nu uităm, faptul că noi comitem un păcat, asta nu înseamnă că noi avem și avem un mântuitor la tatăl care acoperă păcatul ăsta. Nu înseamnă că noi putem străim în păcat. Deci, ceea ce vreau să spun că faptul că a trăit până acum, așa nu înseamnă că noi putem să permitem să trăim așa mai departe. Poate și noi am fost mustrat, dar și s-a spus care este adevărul, noi nu mai putem să trăim așa. Și ce spune mai departe? Căci cel ce a zis nu prea convești, a zis și nu ucizi. Acum, dacă nu prea convești, dar ucizi, faci lucrător de lege. Parcă este exemple foarte extreme, mai ales asta partea cu ucizi. Dar să vedem că sunt multe cazuri în care omul nu fumează, nu bea, nu prea convește, nu convește, nu spune minciuni, nu face nimic. Dar e care este momentul este de ori judecă pe el. Ori bărfiește, care bărfiește știm foarte bine că este un păcat impus în lege, dar unul care e clar impus în lege. Sau un om care iarăși e grav la judecată. Un om care nu iartă, știm că faptul că nu ierți, ce înseamnă asta? A nu iertă, iarăși este păcat, pentru că Dumnezeu îi spune să iertă pe aproape nostru. Și ucid. Deci, păcat înseamnă când tu mergi împotriva legii Dumnezeu. Împotriva cuvântul Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îi spune să iertăm și noi nu iertăm, iar și face vinovați în păcat. Cum a spus și Iacob, a spus, cine face să facă bine și nu face, să vărșești în păcat. Deci, cine spune aici? Noi putem să fim buni și corecți în toate celelalte porunci, dar călcăm una, noi suntem călcători, să vărșim în păcat, suntem călcători de lege. Ce trebuie să facem noi dacă suntem călcători de lege? Este foarte clar, că toți știm, trebuie să ne pocăim, dar trebuie să mai facem asta. Și asta este scopul predicii mele, pentru că noi, eu vreau ca noi să înțelegem, să ne uităm fiecare la viața noastră, să vedem cum noi suntem în relația cu ceilalți. Ne grăbim noi să judecăm sau nu ne grăbim să judecăm. Avem noi milă sau nu avem milă? Căutăm noi la fața omenesteți, că procedăm noi într-un fel cu unii oameni și altfel cu alți oameni. Căutăm noi să ne facem bine la alții. Vedeți că ce am spus noi la început? Dragostea gata ce înseamnă? O dragoste care izolește, o dragoste care vine la inițiativa noastră, care cum își izolește din noi. Nu e o dragoste care așteaptă ceva. Nu e o dragoste care așteaptă și o sârmă între doi oameni și sârma aceea care stă dreaptă și celălalt nu dă drumul la sârmă, apoi numai atât timp stă. Dacă nu ți-o dat drumul la sârmă, apoi ei sârmă în văzut. Nu e așa. Dragostea agape înseamnă o dragoste care izolește în tine, care totdeauna este și care nu expire, care nu moare. Și dacă ne gândim așa, dragostea asta, dacă trebuie să fie noi întotdeauna, dar dacă ei este numai față de unii oameni, dar față de alți oameni nu este, ne facem noi vinovați de păcat? Dacă noi iubim numai pe unii oameni poate iubim cu dragostea tine. O dragoste tine înseamnă o dragoste prietenească, care întotdeauna are răspuns, da? O dragoste între prieteni, da? Ea e aproape ca agape. Dar dacă prietenul acela s-a dus, s-a uitat de tine, nici tot nu mai pasă mult de tine, de dânsul, da? Nu vorbesc de dragostea ca ce merg cu prieteni care-s ca frață, da? Și interesant că dragostea asta ca frață, foarte des este folosită ca să ilustreze dragostea care noi trebuie să avem dragostea ca. Ați observat de ce în Biblie suntem numiți frață? Nu numai de cauza că și Pavel, și toți, și inclusiv Iisus Hristos, se adresează la ucenici ca frați. Pentru că dragostea de frați ilustrează foarte bine ce înseamnă dragostea agape. De exemplu, noi cu Dan, când eram copii, pe Dan era ca un zmiu. El când îi trebuie la tica, era pe tica. Noi cu tica întotdeauna am fost așa ca polio puș în familie. Înseamnă, noi nu ne-am prea împăcat. Dar Dan era când era interesant cu tica, era cu tica, când eu aveam ceva interesant, era cu mine. Și întotdeauna era așa. Dar, în schimb, eu, cum... Indiferent de chestiile astea, că eu întotdeauna foarte mult țineam, țin la ta, nu țineam. A fost la un caz că el nu s-a certat cu tica într-o sară, și am în sară și el nu și-a trebuit să-i contrăbăiască la masată. Și el vă scățăra pe dulap, de asta că îi trebuia ceva. Și cățărându-se pe dulap, erau cărtoși la pâine, cu cerneal pentru laser, dacă știi ce înseamnă asta, îți mai împura foarte mult în țel, negru,
Dar e foarte mărunt și foarte plin. Și el când a scăpat cărtușelul și a pus la noi prin podea, chiar în coridor, păi s-a făcut praf. Și tot coridorul la doi etaj, era negru. Și scări. Și când s-au auzit, eu ies, știi că ies. Dar știi că era de mat în stat, știi că spune, doamne, ești strânge? David nu l-a ajutat. Și eu știi de... Adică, la început, că doamne, în momentul acela, nu știu cum, că se certați și cu mine și cu Tica, că indicau că era cu Tica, dar Tica că-i tocat și-a mai bine. Eu însă n-am putut să trec așa, știi, că e fratele meu, n-am putut să las așa să trec. Și eu cu dânsul ne-am apucat amândoi și-am spălat scară, pentru că asta este dragoste de frate, nu-l lași în greutate, nu-l lași, nu poți să-l părăsești, chiar dacă îți greșești, chiar dacă ești spărat, chiar dacă ești cum ne-ai tu nu ești mai departe. Și asta e dragoste care trebuie să fie la noi în biserică unii față de alții. Chiar dacă ne greșești, chiar dacă sunt supărări, chiar dacă nu te faci, chiar dacă el poate și eu îți pare ție că trădat, frate, că nu cred că trădat. Dar sunt așa, de exemplu, nu știu, într-o decizie anume când credeai ca să fie de partea ta, el s-a fost de partea la altcuiva și ți-ai spart totodată. Dar e diferent. În biserică, în la noi, familia noastră, în biserică, trebuie să fie ca dragostea de frați. Poate cuvinte o dragoste care nu șterge, nu se face apă, nu dispare. Chiar și dacă ea se transformă în vrăjmășie, oricum se transformă în vrăjmășie din cauza cum poate să dispară. Ați auzit că sunt mulți frați care vrăjmășesc, cum, dușmănesc unul cu altul, dar ei dușmănesc nu din cauza că relația ce nu mai are viitor, dar nu din cauza că relația asta nu poate să dispară. Frații ăștia care se urăsc unul pe altul, nu se urăsc din cauza că lor nu le pasă unul de altul, dar nu din cauza că lor le pasă și lor le pasă, că celălalt nu vrea să fie de acord cu dânsul. De ce spun asta? Că nu că în biserică cumva trebuie să fie ură sau vrăjmășie, dar din cauza că relația noastră în biserică trebuie să fie de așa un fel, așa o dragoste, și acum e dragoste, care nu spală, care nu dispare. Trebuie întotdeauna să căutăm să facem binele, întotdeauna să căutăm să ajutăm, întotdeauna să avem milă. Și întotdeauna să ne gândim, măi, fratele meu în greutate, cum desprocedez așa? Cum mi-ar place mie să procedeze cu mine când eu sunt în situația lui? De exemplu, fratele meu este mâine în lipsuri. Și este lipsuri mari. Da, acum eu să mă ajut pe dânsul. Pentru că eu vreau ca când eu o să fiu în lipsuri, când o să fiu în greutăți, cineva să apropie să mă ajute pe mine. Și mă ajute cu ce poate, cum o să mă ajute și eu pe dânsul cu ce poate. Fratele meu greșit. Acum, fratele meu a făcut ceva greșit. Nu vorbesc de cap, știm că în caz că eu merge vorba de viață păcătoasă, omul trebuie să fie expus din biserică. Când omul a comis o greșeală, de ce eu să mă apuc să-l judec? Mai ales tare des în biserică când este judecat la spate. Poate mi-e părfit. De ce eu să mă părfiesc să mă lipiesc de cei care părfiesc? Pentru că eu pot să mă duc și să vorbesc cu fratele celălalt. Nu înseamnă, nu înțelegi, nu înseamnă să am milă și spun că acela nu-i păcat, să spun că nu-i greșit. Dar să mă duc să vorbesc nu acuzându-l. Dar să mă duc să vorbesc, ajută-mi să înțeleagă ce-a făcut greșit și să-i aduc aminte care l-a dat un mijlocitor care mijlocește pentru dânsul. Și să-i aduc aminte că în biserică el o să găsească iertare. Iar și-o aduc aminte, nu vorbesc cu cei care trăiesc în păcat. Vorbesc cu cei care au greșit. Care au greșit și pocăieți. Asta este un lucru foarte important pe care noi trebuie să înțelegem ca creștini. Noi trebuie să trăim așa, sau în relația noastră cu ceilalți trebuie să ne comportăm așa, cum am vrea ca ceilalți să comporte cu noi. Vreau să vedeți că porunca lui Dumnezeu, de fapt, Biblia e mare, da? Biblia e foarte mare. E foarte mare, da? Groasă. Și, în lângă asta, unii spun, chiar uneori e complicat de înțeles, da? Și necesită multă ridicare din partea noastră. Și noi trebuie să facem asta. Asta e ce înseamnă viața de credință. Asta înseamnă să studiezi, să cauți cunoști, să cauți să înțelegi voia lui Dumnezeu. Dar, ca să trăiești ca creștin, nu știu că trebuie să fie milasesc, că viața de creștin, pentru început, sunt două punci foarte clare care Domnul Iisus ne-a dat, care noi trebuie să trăim. Biblia este necesar pentru ca să înțelegem cât de profund, de fapt, sunt poruncile astea. Pentru că noi când citim, de exemplu, când la un copil citești porunca asta să faci altă, vrei să faci ții, el nici într-o caz n-a să gândească asta se referă la judecată.
Nu se gândea că asta se referă că să ai milă față de ceilalți. El nu se gândea, de exemplu, să nu pălești pe alt dacă vrei să fii pălit, da? Sau să nu furi dacă nu vrei să-ți furi, da? Sau, iarăși, îi întoarce la ceea ce îi spune proverbul nostru, da? El nu se gândea că ce trebuie să facă ca să-i se facă lui. El nu se gândea ce trebuie să nu facă ca să nu-i se facă lui. Dar noi, ca creștini, noi suntem vina pentru ca să înțelegem cât de profund, de fapt, sunt poruncinezi. Subiește Dumnezeu, Tău și Biblia ne spune clar cum putem noi subi Dumnezeu, cum putem să ne chinăm la Dumnezeu. Și cum să ne iubim aproapele. Dar porunca în sine asta, ca să iubești pe aproapele tău, porunca părătească, este foarte simplu. Pur și simplu, noi trebuie să învățăm ca să ia întotdeauna să fie în gândul nostru, ca gândirea noastră, că noi căutăm, că noi încercăm să înțelegem cum să procedăm într-o anumită situație, este foarte important ca porunca asta să fie întotdeauna în prim plan. Poate că noi putem să începem procesul nostru de gândire, da? Deci când noi suntem puși într-o anumită situație, să nu ne grăbim să reacționăm. Dar mai trebuie să ne gândim. Cum ne-ar place nouă noi să reacționăm așa? Eu, de exemplu, am început să mă duc prin oraș, apoi am început să mă duc la școală altă. Dar la noi în oraș nimeni nu conduce ca la școală. Și de asta ori tot, claxona, până într-o bună zi m-am nimerit că am făcut o prostie destul de mare, că am blocat o intersecție. Și nimeni nu a claxona. Și atunci m-a simțit foarte mustrat, pentru că oamenii ăștia, înțeles că eu sunt începător, că cam greu mă orientez în spațiu și în loc. Și am fost înțelegător cu mine. Eu, în schimb, începător, fără experiență, care, adică, am văzut și fapt, n-am experiență și n-am fost în situația în care sunt aceia care eu i-am claxonat, eu m-am grăbit să-i claxonez și m-am grăbit să-i judec și spun, ei conduc un parc, nu cu școală. Ei însă nu s-au grăbit să mă judeci pe mine. Aici, care deja aveau oameni cu experiență, au făcut ampliere și cum asta. Ei însă nu s-au grăbit să mă judece. Și atunci m-am simțit în strat. Ei nu s-au grăbit să mă judece. La fel și noi în biserică, noi nu trebuie să, înainte ca să acționăm, deci oamenii ăștia care erau în spatele meu, înainte ca să mă claxoneze, pentru că eu am blocat drumul. Ei mai întâi s-au pus în situația mea. Mai putem și eu. Mai ales eu să zic cei care au experiență cu tot și eu am făcut și așa situație. Și zic, măi, când eu am făcut așa, ei nu mi-au făcut minimul claxonat de zi. De ce eu să fac așa? Și noi în viață nu ne gândim la asta. Noi în viață de sport, mai ales că noi suntem poziția superioară cu altă, dacă noi suntem moral superioare, să zic, noi, într-o situație, suntem corecți. Ne pregătiți că prea departe, ca să spunem, dar suntem corecți, dar n-am făcut nimic greșit. Noi foarte des ne grăbim să judecăm cei care au procedat incorect în situația aceea. Însă Dumnezeu ne spune să nu facem asta. Ia uitați-vă de ce spune aici în versetul 11 și 12. De fapt, în 12 și 13. Să vorbești și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege slobozenică. Slobozenie înseamnă a libertății. Că judecata este fără milă pentru cei ce n-au avut milă, dar mila dinu' e judecat. Acum să fim sinceri. Cine dintre noi acum crede că la judecată vorbesc de viața după pocăință? Ca să mă înțelegi. Vorbesc efectiv de viața după pocăință. Cine crede că dacă o să fie judecat după legea lui Dumnezeu, o să fie neprihănit? O să fie demonstrat că e neprihănit? Cine de aici crede că o să fie așa? Nu e așa. Nimeni, da? Nimeni nu are curajul ăsta. Pentru că așa și este. Nimeni nu suntem neprihăniți. Toți am făcut greșeli, toți am comis un păcat, cel puțin, de când ne-am păcăit. Însă, noi avem o promisiune care deja lucrează viața în masă. Nu este vorba despre mila lui Dumnezeu, îndurarea Lui, care s-a arătat anume prin jertfa Domnului Iisus și prin vestea Evangheliei. Că ce costă Evanghelia? Nu costă nimic altceva decât Dumnezeu a privit la starea noastră de păcat, a avut milă și durare față de noi și l-a dat pe Domnul Iisus Hristos, pe singurul Său Fiu, care nu avea nicio vină, absolut nicio vină, l-a dat pe Dumnezeu ca să moară pentru păcatele noastre. Uitați-vă ce milă a avut Dumnezeu, care este un om o persoană neprihănită. Deci este, El n-are niciun păcat. Dumnezeu n-are niciun păcat, pentru că El însuși este acela care a pus legea și nici El, nici Fiul Lui nu a păcat. Și el care este neprihănit, care este absolut neprihănit, are așa milă față de noi ca să ne ierte toate păcatele, de ce noi ne judecăm, ne grăbim să judecăm de alții, că noi singuri suntem prihani, suntem singuri păcătoși, noi ne grăbim să judecăm de alții și suntem fără milă.
De ce noi facem asta? De ce noi ne gândim la versetele astea care spun că dacă noi nu avem milă, apoi și noi suntem judecați fără milă. Dacă noi judecăm fără milă acum pe ceilalți, ceilalți oameni, și noi suntem judecați fără milă. De ce noi când suntem în situații și trebuie să reacționăm, noi reacționăm așa cum ne îndeamnă la un moment, ori suntem conduși de mânie, ori suntem conduși de invidie, ori suntem conduși de supărare, de mâhnire, de orice alt lucru, numai nu de porunca lui Dumnezeu care spune. Ce spune aici? Păi da, să repetăm. Căci judecata este fără milă pentru cel ce nu au milă, dar mila biruie judecată. Deci ce este important ce spune Iacob aici? Dacă noi nu avem milă, noi o să fim judecați fără milă. Însă dacă avem milă, o să biruim judecată. Mila deja o biruie judecată. Pentru că mila lui Dumnezeu o biruie judecată. De ce? Pentru că prin mila Lui, Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre și astfel noi am fost spătiți neprihăniți și noi nu mai avem judecata lui Dumnezeu. Cei care cred în Domnul Iisus și care confirmă asta în apă Botezului și care trăiesc conform legământului care l-a cheiat. Dar uitați-vă, mila lui Dumnezeu deja o biruit judecat. Însă dacă noi nu avem milă când judecăm pe ceilalți, noi pierdem mila lui judecată, nu? Deci dacă noi judecăm fără milă pe alții, și noi suntem judecați fără milă. Vedeți că noi creștini tot o să fim judecați. Mă sunt judecați împreună cu neamului, dar noi tot o să fim judecați fără Iisus, nu? Și uitați ce spune aici, dacă noi să avem milă, noi suntem judecați cu milă. Dar dacă noi judecăm fără milă, asta e și noi parte de milă. Și noi ca creștini, dar noi ne concentrăm să ascultăm din poruncile astea cum materiale, să nu știu cum să le spun, cât să nu furi, să nu prea copiești, să nu spui minciune, să... Nu înțelegi la ce mă refer, să nu poftești, să nu nimăniem, adică chestii care sunt mai ușor de văzut. Dar de ce suntem de chestia asta cu milă? Dar dacă suntem de chestia, care e mai importantă? Pentru că dacă noi judecăm cu milă, noi e imposibil să fim neprihăniți, perfect neprihăniți, da? Dar dacă noi o să judecăm pe alții cu milă, nu este parte de milă. Mila asta înseamnă mila acoperă păcatul. Mila este, nu știu bine ce milă, ci mila o arătăm atunci când cineva greșește și față cu noi. Și noi îl iertăm fără ca să așteptăm ca el să-și corecteze ceva. Să chiar dacă sunt consecințe, dar noi îl iertăm în sensul că noi mai ținem asta, că nu-i mai socotim ca păcat, da? Chiar dacă urmează consecințe, da, de exemplu, omul ăsta pe mine m-a lovit. Și sunt consecințe că e preparat, asta, dar sunt, dar eu am iertat, dar eu n-am ținut niciun pic de cum, rău pe el sau ceva, nu mai țin nimic pe el. Și uitați ce știe Iacob aici, dacă noi avem milă când judecăm pe alții, noi suntem parte de milă. Noi să nu ne gândim asta, noi uitați iarăși, noi putem să apreciem lucrurile foarte importante, că Domnul Iisus foarte mult accent, dar noi foarte puțin ne gândim adesea. Să ne gândim, de exemplu, la mântuire. Acum noi suntem cu tinerii la tineret, cartea cum să faci alegeri pe care să le repeți. Studiem acum primele lecții viața vreodată și anume păcatul lui Bacel. Și cum greșelile pe care au comis au dus la omorul Urii și deja consecințele care au fost în viața vreodată. Și anume la lecția trecută am știut psalmul care el i-a scris anume în perioada aceea, pentru Nadabul din el și a spus de păcatul pe care l-a comis. Și interesant că David foarte mult de continuu imploră, roagă și arată apreciere față de îndurarea, față de mila și față de mântuirea care i-a dat Dumnezeu. David, care avea Duhul Sfânt, care spune că avea o inimă după inima lui Dumnezeu, el arată o apreciere foarte înaltă față de mântuire. Și dacă să ne gândim așa, câți dintre noi acum arată, au aceeași apreciere față de mântuire? Noi cântăm la Duminica la Biserică, noi când spunem Evanghelia, tot mulțumim și spunem cât de important, cât de mult înseamnă pentru noi mântuirea pe care o dă Domnul Iisus. Dar dacă suntem sincer, cât de mult apreciem noi în viața de zi cu zi, cât de mult ne gândim noi la harul mare de a fi iertați. De faptul că Domnul Dumnezeu a arătat milă față de noi. De fapt, noi cine suntem în viață, că dacă să ne gândim Dumnezeu, când venim cu noi, nu poți să nimicească pământul. Din cauza păcatului. Nu din cauza acela, nu din cauza păcatului, din cauza pământului, oamenii, omenirea au ajuns la așa o stare de jos, cu Dumnezeu nu să nimicească.
Și noi când am fost mântuiți, n-am fost cu nimic mai sus. Noi tot am fost în păcat. Dumnezeu însă, El nu era obligat, nu avea nicio obligațiune ca să facă asta. El însă o ales ca să-și arate mila Lui. El o ales ca să nu se trebuiască să ne judece și să ne nimicească, să ne omoare pe păcatul nostru. Nu asta o vezi Dumnezeu să fie. Ia uitați-vă, ca să înțelegi, jertfa Domnului Iisus, asta de fapt, e un plan foarte elaborat și foarte complicat, pe care Dumnezeu l-a făcut, anume ca în pofida de, nu în pofida, dar El deja a dat legea, El a dat cuvântul Lui, potrivit că noi trebuia toți murim. El însă, ca să vedeți ce înseamnă dragostea agape. Dragostea agape, noi toți eram păcătoși, noi toți eram morți în păcatele noastre, noi eram separați de Dumnezeu, noi mulți nici nu mai căutăm Dumnezeu, nu mai căutăm, a zis că în lume, în genere, lumea deja s-a uitat tot de Dumnezeu. Dumnezeu nu mai căuta nimeni. Și în momentul când Dumnezeu tot s-a uitat, Dumnezeu nu mai căutau, tot străiau în păcat, Dumnezeu nu uită, nu caută să judece fără milă și nimicească Pământul, și chiar când a fost care să facă asta, oricum a lăsat, ca oamenii iarăși trăiască. A lăsat pe noi și familia Lui. Uitați că după noi și familia Lui nu trebuie mult timp, ca iar oamenii să facă la păcat. Nu trebuie deloc mult. Dar ca să vedeți ce milă și durare a dat cu Dumnezeu, când pofida a dat situația asta, când pofida faptului că noi e așa de tare de alimentat de dânsul, El o ales nu să ne judece fără milă, dar de fapt o ales și arde mila și au făcut planul ăsta cu Domnul Iisus Hristos pentru ca noi iarăși să putem ajunge la starea pentru care am fost creați. Pentru ca El să șteargă nouă păcatele, să ne scoată din starea asta de păcat și iarăși să ne aducă la starea de sfințenie. Și asta mai din cauza că El nu s-a primit să ne judece și a arătat milă. Acum dacă Dumnezeu, uitați-vă ce dragostea Lui, că dragostea Lui nu constă în ceea că El nu ne-a judecat și ne-a lăsat să trăim mai departe în păcatul nostru. Pentru că asta nu e dragoste. N-ar fi dragoste, ce spune nu-i dragoste. Nu-i dragoste, asta înseamnă cum îți pasă pe om, da? Când nu simplu vreau să trăiască și cum trăiești. Nu, uitați-vă cum s-a arătat dragostea agape a Dumnezeu. El nu ne-a lăsat, nici nu ne-a nimicit, în primul rând, cum ar fi trebuit să facă după legea Lui, după cuvântul Lui. Nu ne-a lăsat să trăim mai departe păcat fără ca să-i pensă de noi, nu. Ce-a făcut El este că l-a dat pe singurul Său Fiu, care n-avea niciun păcat, ca să nască, să trăiască și apoi să moară pentru păcatele noastre. Și prin sângele Lui, noi toți putem fi curățiți. Noi toți avem șansa de a ne întoarce la starea de sfințenie pentru care noi am fost creați. Și toate din cauza că Domnul Iisus a arătat milă față de noi. El are milă față de noi. Și același lucru Dumnezeu vrea ca să facem fiecare dintre noi. Uitați că, de fapt, mila, credința, iertarea, dragostea, sunt cuvinte cheie în Evanghelie. Dar cât de puțin noi ne gândim zi de zi la ele, da? Cât de puțin ne gândim noi zi de zi la ele? Cât de puțin ne gândim noi la importanța mântuirii în viața noastră? Cât de puțin să o cugetați în timpul zilei la importanța mântuirii în viața noastră? Cât de puțin ne gândim noi la ce am fi ajuns noi dacă Dumnezeu nu ne-ar fi iertat? Mai ales privind în jur, privind la starea oamenilor care nu luau pe Dumnezeu, care sunt pierduți și care noi vedem starea lor. Cât de des ne gândim noi că noi am putut ajunge așa, dacă nu eram de la Dumnezeu? Probabil noi ne gândim ce bine că eu am ales să cred în Domnul Iisus. Dar nu ne gândim ce bine că Dumnezeu a avut milă de noi, nu-i așa? Noi ne gândim ce bine că noi am ales. Cine că apareseu acela în pilda cu fariseul și vameșul în templu. Vameșul nu a mulțumit lui Dumnezeu că a avut milă de poporul lui și de el. Nu a mulțumit pentru asta vameșul. Apoi ce a mulțumit? De ce a vameșul? Fariseul, sorry. Fariseul nu a mulțumit pentru ceea că Dumnezeu a avut milă de el și de poporul lui. Fariseul nu a mulțumit pentru Abraham, nu a mulțumit pentru Moise, că legământul care Dumnezeu a făcut poporul Israel a făcut pentru Abraham. Fariseul nu mulțumește nimic. În primul rând, trebuia să mulțumească pentru mila lui Dumnezeu. Urmă, dacă s-ar ajunge să mulțumească pentru că așa, trebuia să mulțumească pentru Abraham. Prin Abraham ei au devenit moștenitori pe Pământul. Nu, Fariseul nu pentru asta mulțumește. Fariseul mulțumește lui Dumnezeu că El nu e ca vameșul ăsta. El nu mulțumește pentru mila lui Dumnezeu. Și noi așa, la fel de des ne gândim și noi, ce bine că
am ales credere. Dar cât de des ne gândim la asta, că dacă Dumnezeu nu avea milă de noi, noi nu aveam multă ce crede. Dacă Dumnezeu nu avea milă de noi, dacă Dumnezeu nu vedea mântuire, dacă nu aveam Evanghelia, noi nu aveam multă ce crede. Și nu ne gândim la lucrurile astea, nu ne gândim la dragostea mare la Dumnezeu. Noi nu mulțumim la dragostea lui Dumnezeu care nu a murit, care nu a fost, adică a fost afectată. Dar ea nu a dispărut atunci când noi am văzut pe păcat. Atunci când omul nu a ascultat de porunca lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu a murit. Ceea din potrivă, a lucrat mai departe și a lucrat foarte insistent ca să le aducă omenirea la starea pentru care au fost creați. Pentru că asta e scopul noului legământ. Ca oamenii din starea asta căzută din păcat, Dumnezeu să le aducă la starea inițială, cum a fost creați Adam și Eva, ca să fie sfinți, ca să fie, cum să-i dată, laudă și slavă și glorie Dumnezeu. Deci, asta e scopul. Asta a fost scopul frumos al planului Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Noi, însă, în viața noastră, cu zi, ne gândim cum să nu călcăm poruncile astea. Și bine că ne gândim mai astea. Asta e foarte bine că ne gândim să nu călcăm poruncile, cum este clar, am scris, da? Noi ne gândim să nu furăm, să nu... Dar cât de des ne gândim noi la cele 4 porunci la început? Mai ales acele 2, sau chiar, pot mai mult la prima poruncă. Cât de des ne gândim la prima poruncă, ca să ne iubim, să iubim pe Domnul Dumnezeu nostru, tot cugetul nostru, tot sufletul nostru, toată inima noastră, toată puterea noastră, cât de des ne gândim la asta? Pentru că noi suntem lucruri și lucrurile astea ne fură foarte des concentrarea de la lucrurile sfinte. Asta e un proces natural pentru că trăim în lume, pentru că trăim în firea, nu că trăim în firea pământească, dar trăim încă într-un mediu în care firea pământească pânește, da? Dar noi, ca creștini, trebuie să căutăm lucrurile sfinte. Cu mintea noastră nouă, care a luat-o Domnul Dumnezeu, trebuie să căutăm lucrurile sfinte. Ceea ce înseamnă ca anume gândul nostru de sila lucrurile astea, la dragoste, la milă, la iertare, la mântuire, la mulțumire, la credință, la curaj. Foarte puțin dintre noi se gândesc la curaj. Cât puțin dintre noi, dacă se gândim mult, cel puțin ca eu mai când am simplificat în slujirea bisericii, cel mai des oameni, cauza de care nu se implică în biserică, este pentru că, ca să nu spun mași, spun că n-au curaj. Deci ei refuză să-și ia responsabilitatea pentru lucrare din cauza că ei n-au curajul să-și asume riscul de a lua lucrarea asta. Ei spun că nu o să primească, că eu nu sunt gata, că n-am capacitatea, n-am puterea, n-am echipă, n-am ce. Toate astea sunt scuze, pentru că ei, poate, este tehnologia, dar este și faptul cu unii sistem. Și vreau să-mi duc aminte. Nu știu dacă o să găsesc, poate m-am urmărit, dar vreau să fie cine o să... Până pe care să facem o să... Nu este chiar Apocalipsa 20. Capitolul 21. 22.8. Da, da, da. 22, da. 22.8. 21.8. Da. Ia vrea să spune în 21.8, Apocalipsa 21.8. De fapt, o să începe la versetul 7. Și el ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu va fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât este, uitați-vă în listă, fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este iazul care are pe foc și cu ceasă, adică moartea lor. Uitați-vă ce exprime aici. Fricoși și necredincioși. Cât de des noi ne-am gândit că frica e păcat? Cât de des v-ați auzit ceva spune că frica e păcat? Am știut. Ați știut, dar... Da. Hai să spun, indicați mâna cine a știut că frica e păcat. Eu știu. Cine? Frica se spune despre Domnul că e păcat. Dar dacă de fapt, frica e păcat. Dar dacă ne gândim așa, de ce frica e păcat? Duce la necredință. Frica, de fapt, este o manifestare a necredinței. Dacă să uitați atent, de exemplu, eu cred că un exemplu foarte frumos de curaj este David, dar este Ionatan. De ce spun? Ionatan a fost odată un caz că a venit, nu știu mai zic, era palestinii și au făcut tabără. Și poporul era frică să se bage sub.
Și el s-a dus el singur și cu cel care purta armele, s-a dus să-i scoatească tabăra. Și când au văzut că stau acolo, erau câțiva la pas, în tabără, eu am spus meargă. Și este care purta scutul, zicea că sunt mulți. Și el a spus că dacă Domnul nu suntea venuți, că nu suntea venuți, dar nu. Și s-a pornit. Ei n-aveau șanță, erau doi oameni și erau tabără întreagă de filisteni. Însă curajul lui au fost, nici ei au constat curajul lui. El a avut credință că Dumnezeu este cel care dă biruința. El a avut credință. Deci un om normal s-ar fi gândit că credința, că biruința depinde de numărul de oameni. Nu? Noi așa calculăm, așa strategic calculează șansele de succes sau companie de dată, da? Numărul mai mare sau tehnica mai avansată sau, nu știu, poate au avantaje geografice, dar cel mai des este numărul. Ionatan însă știe un lucru foarte important și asta e un lucru care trebuie să știe orice copil de Dumnezeu. Biruința e o de Dumnezeu. Și el a avut credință în Dumnezeu. Și nu puțin l-a avut credință că Dumnezeu o să dea biruință, dar el a avut credință că o să fie așa cum Dumnezeu o să vrea. Deci, asta e un lucru rău care este în ziua de azi, că mulți au credință că Dumnezeu o să facă totul bine. Dar nu e așa. Un om credincios are credință că Domnul o să facă așa cum e mai bine. Chiar dacă nu e mai bine, înseamnă că e mai rău pentru tine. Mai ales astăzi cu Evanghelia Prosperității, că Dumnezeu o să facă să fie bine viața. Deci nu, Dumnezeu o să facă mai bine, să fie mai bine. Dar binele, Dumnezeu vede binele tău final. Și binele tău final asta că tu să ajungi în împărăție aici. Nu înseamnă să fie bine mâine. Asta e diferența. Și uitați-vă, în cazul lui Ionatan, cum curajul lui ea sau lipsa fricii, nu a venit din cauza că el nu avea frică, dar din cauza că el a avut ori biruit frica prin credința lui. Din cauza asta, uitați-vă, primii aici nu sunt nici curbari, nici păcătoși, nici măcar cigași nu sunt primii în listă. La cei care nu sunt fie în părăția și acolo. Dar cine sunt primii în listă? Fricoșii și necredincioșii. Cât de des ne gândim la asta că frica trebuie să zbară de viața noastră? Cât de des noi ne gândim că noi nu trebuie să avem frică? Noi te spiruim. Și cel mai interesant, știți un lucru care oamenii nu înțeleg? Că frica... Ce face frica cu noi? Ne ține rog. Frica nu-i dă voie să cunoaște. Mă gândeam acum la Bogdan, ați văzut acest bat și era plin de emoții. Că nu ți-am nici eu că atât eram gândimile de așa și atât aveam așa emoții. Dar un lucru interesant, eu acum nu mai cum, este mai am frică când ies sau ies, nu am așa aceeași frică când ies sau ies. Dar eu nu am niciodată să cunosc faptul că pot să simți liber afară în fața unei audiențe dacă nu acceptam, atunci când tata mi-a spus să încerc să vin să prezint nevoie de rugăciune. Eu nu am să cunosc că frica asta cu aceea biruită și de fapt cât de ușor cum sunt toate lucruri, pentru că asta mă ajută de multe lucruri. Mă ajută când mă duc, rezolv lucruri care pe dată mai trebuie să mai ocolești unele chestii, dar mă ajut foarte mult. Adică eu rezolv chestiile mele pentru că mă sunt liber în fața oamenilor și oamenii știu că nu trebuie să mă învârtească cu ei, pentru că cum? Nu o să le iasă. Dar tot este din cauza că eu atunci am acceptat să depășesc o frică care am avut-o. Și am luat Bogdan, am făcut același lucru. El m-a depășit o frică. Și eu o să ia, o să trebuiască experiență, o să mă iasă, o să crească. Dar ăsta primul pas a demonstrat că el a biruit frica. Lui nu i-a fost frică să iei pasul ăsta. Și pasul ăsta, când o să mă iasă la junte, o să-l eliberez. Pentru că eu nu a fost frică, el credea că nu e capabil să lucrească în fața unei clienți. Acum, recunosc, a spus că el e capabil. Da, mai sunt emoții puternice, dar este trend. Însă, în general, el e capabil să lucrească în fața audienței. Și lucrul ăsta gândesc o să-l ajute în multe lucruri, mai ales în Evanghelie. Pentru că acum o simte liber să lucrească cu oamenilor. Ceea ce el n-ar fi cunoscut dacă el nu lăsa frica să fie. În primul rând, noi nu ne gândim la credință. Noi credința credem că e suficient să credem Dumnezeu există și că Domnul Iisus Hristos este chiar bune. Este început. Bine că ați crezut. Dar, și daci, dragi, cred și fioară, da? Care e diferența între noi și dragi? Noi nu pur și simplu credem că Dumnezeu există. Noi credem și facem ceea ce ne spune El. Dar pentru ca să faci ceea ce spune El, trebuie să ai credință, primul care am spus de-am, dar să ai și curaj. Fără curaj nu poți să faci. Dumnezeu niciodată nu a zis așa lucru simplu. N-a să îți spună să faci lucru cel ușor. N-a să spună să alegi calea largă și poarta largă și calea
lată, da? Nu, nu. Ce spune Domnul Iisus? Pe care e calea și care poartă se întâmplă? Cea strâmtă și îngustă, da? Dumnezeu de dumneavoastră ne ceară, pentru că, iarăși spun, faptul că noi primim frică arată că noi avem credință. Ele sunt un fel de cer, așa, care arată. Dacă nu ai frică, înseamnă că ai credință. Dacă ai credință, spunea să ai frică. Așa lucrează lucrurile. Și Dumnezeu vrea ca să vadă că noi avem credință. Și iarăși spun, faptul că noi, când un om, ca să revenim la tema noastră cu judecată, da? Dacă un om nu se grăbește să judece pe celălalt, dacă un om înainte ca să acționeze, înainte ca să spună ceva, fuge-te mai înainte, se gândește ca să facă nu ceea ce vrea acum el să facă, dar să facă ceea ce el face lui să-i fie făcut. Asta arată pentru Dumnezeu ce e important. Cuvântul lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu așa-i poruncește, nu? Iarăși spun, vedeți că poruncile astea, de ce spune Domnul Iisus că prima poruncă este să mergi pe Domnul Dumnezeu tău și a doua, asemenea ei. Și când spune asemenea ei, spune că la fel de importantă ca și prima este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Și spune el asta. Pentru că nu poți să iubești pe aproapele fără ca să iubești pe Dumnezeu. Pentru că dacă tu iubești, nu iubești pe Dumnezeu, tu o să asculți de porunca lui Dumnezeu. Și o să iubești. Dacă tu iubești aproapele fără ca să iubești pe Dumnezeu, deci, ca să clarific, nu poți iubești aproapele fără ca să iubești pe Dumnezeu. Dacă nu iubești Dumnezeu, automat iubești aproape, pentru că Dumnezeu îți poruncește să iubești aproape. Dar dacă tu îți iubești aproape, dar nu iubești pe Dumnezeu, nu poți să iubești pe toți oamenii. Știți de ce? Pentru că tu iubești pe om cât el te iubește pe tine. Dar în momentul în care el nu te mai iubește, tu nu-ți mai ai niciun motiv să te iubească. Dar să dau un exemplu. Omul ăsta care a strigat la mine când eram în mașină, de ce l-a strigat la mine? Asta da, dar de ce l-a strigat? Dacă să spunem că era acolo poliția, sau dacă eram capabil să aducă spânsul în ceva, sau dacă eram, el n-ar fi putut să treacă foarte repede cu mașină să mă opălească, ar fi spus el asta? Eu nu spun că aș fi făcut asta, să zic el dacă s-ar fi gândit că aș fi făcut asta. Ar mai fi făcut asta? Nu! Problema a fost că el nu a avut frică de nimic. El nu se temea de nimic. El nu se temea, el nu avea frică de nimic, pentru că nu este, în viața lui nu este nicio autoritate, care se spune că ceea ce a făcut el e incorrect sau care își menință să pedepsească ceea ce a făcut el. Din cauza asta rămâne mai departe. Un om care iubește pe oameni, dar nu iubește Dumnezeu în viața lui, nu este nicio autoritate care se spune că trebuie să iubească după ce omul cel ăla iubește. Din cauza asta sunt mulți oameni care nu parcă bravo, dar care nu cred în Dumnezeu și fac relația bine, până când tu iubești și atunci omul tot atât bine. Pentru că în viața lui nu este nicio autoritate care se spune că el trebuie să continui să iubească, conștient al faptului că tu e greșit. Noi este ca creștini. Trebuie să avem noi gândul ăsta. Noi îl iubim pe Dumnezeu. Și dragostea noastră față de Dumnezeu începe cu credința, dar nu se termină cu credința. Ea trebuie să crească în dragoste. Și dragostea noastră față de Dumnezeu, asta înseamnă că noi căutăm. Asta e ca dragostea față de Tatăl, din cauza și spune Tatăl nostru. Cum se deosebește dragostea mea față de Dan, față, cu dragostea față de Tatăl? Eu, dragostea mea față, dar întotdeauna e grijă, îi caut să-l ajut, caut să... tot ce pot să fac pentru dânsul, da? Dar cum? Vine ca un fel de reciproc, da? Eu îl ajut, el mă ajută, eu îl ajut, el mă ajută. În relația cu Tatăl e un pic altfel, pentru că eu puțin ce pot să-l ajut cu Tatăl. Vorbesc data mea, nu știu să comentez. De... Tatăl, puțin ce pot ajuta, da? Pentru că Tatăl oricum are resurse mai mari decât mine, are mai experiență mai mare, mai înțelept. Deci, în toate, El este superior mie, da? Și eu, de la dânsul, mai mult primesc. Deci, eu primesc în toate. Eu primesc la dânsul bățitură, eu primesc la dânsul ajutorul în toate privințele. Eu, de la dânsul, am primit ca copil, am primit toată grija de la dânsul la mama. Dar, eu puțin ce pot să-i ofer lui. Dar ceea ce pot să-i ofer eu lui, asta este ascultare. Ascultarea asta e ceea ce eu ofer Tatăl meu, da? Asta e, prin asta se manifestă dragostea mea față de Tatăl, că eu ascult. Așa și în relația noastră cu Dumnezeu se manifestă dragostea noastră. Dacă noi îl iubim pe Dumnezeu, noi o să ascultăm de El. Și când spunem că ascultăm, anume că o să ascultăm de porunca asta lui Dumnezeu, o să iubim pe aproapele noastre. Și iarăși revenim la chestia asta. Când ca frați, dacă să ne gândim la noi oamenii, suntem o mulțime mare de frați, cât de tare îmi place nouă când fratele nostru se duce și îl părăiește odată? Sau știi că am călcat pe piept și vine și ne sunt așa
în față sau pune sare pe rană, că am ușalinit tata, am ușalinit tata, e ca și ai făcut, și ai făcut, și că scapie, și ai făcut, am ușalinit așa și față, cât tare faci după asta? Nu, nu a făcut nimeni asta, dar spun că, că asta se întâmplă, da? De ce spun asta? Pentru că asta se gândește frate și de cum, beat fără mil, da? În loc ca fratele ceva să gândească, măi, dacă eu nimeni în situația asta, n-am tata de super tare, și mie nu mi-a plăcut, dar la super, dar mai nimic s-a ajutat fratele ăla de scurecteză, fratele să nu se mai vede, da? Sau și mai tare să nu pedepsească, da? Și asta e, asta e relația care noi trebuie să avem în biserică, în momentul, nu trebuie să ne gândim să judecăm fără milă. Și nu numai biserică, ci cu toți oamenii. Noi, dacă ne știm, trebuie să ne gândim la toți oamenii, ca anume când vine vorba de cum ne comportăm. Ca să spunem, că, că de ce spune Iacov, că dacă faceți, dacă împliniți munca părătească, care spune și crește aproape de capitinie, să spune faceți, dar dacă căutați la fața omului, să vășiți un păcat. De ce? Pentru că dragostea noastră, asta, ca de frați, nu trebuie să fie doar în biserică, ci trebuie să fie numai unii din biserică. Dar de fapt trebuie să fie cu toți din biserică și cu toți oamenii. Cu toți oamenii trebuie să fie aceeași comportare în care noi căutăm mintele. Cu toți oamenii care, care sunt în jocul nostru, cu toți oamenii care Dumnezeu îi pune calea noastră, noi trebuie să avem același comportament. Unul, comportamentul care împlinește legea asta părătească și care se manifestă și prin faptul că noi nu judecăm fără mintele. Pentru că noi trebuie să ne gândim la asta, că ceea ce, ce facem noi, o să ne se facă și noi. Deci, dacă noi o judecăm cu milă, dacă noi o să avem milă, dacă o să iertăm, așa o să fie și cu noi, Dumnezeu o să ne facă. Dacă nu, nu. O să noi lipsiți de milă. A fi lipsit de milă, asta înseamnă că noi, greșelile noastre, o să fie acoperite. Dar, pur și simplu, greșelile noastre o să fie judecate după toată stricteța pe care noi judecăm pe alții. Și asta e lucru foarte simplu. Dacă noi, ca oameni, o să începem să ne gândim așa, des să fac așa, cum ar fi plăcut mie să fac. Dar întotdeauna, vorbesc numai de cazuri extreme sau accident sau ceartă sau ceva, dar întotdeauna, des să mă comport așa, cum aș vrea să comport cu mine celălalt în situația asta. Și totul se devine foarte simplu. Uitați-vă ce poruncă, nu că ce poruncă simplu, dar cât de simplu ne-a dat Dumnezeu nouă. Cât de simplu ne-a explicat-o Dumnezeu. Uitați-vă o poruncă care, de fapt, o lege așa de lungă, cât de, cât de clar Dumnezeu ne-a ascultat într-o propoziție. Să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Ceea ce e foarte simplu. Cum vrei să-ți fac ție și cu ștoară. Cum vrei ție să-ți fac, așa cum și cu altul. Uitați-vă ce simplu. Ce simplu și ce simplu ar fi viața dacă noi ne-am gândit întotdeauna la, la porunca asta. Dacă noi întotdeauna, înainte ca să cum acționăm, noi ne-am gândit la porunca asta. De să mă gândesc cum mi-a place mie să mi se facă înainte ca să facă altă. Și asta e ceea ce vreau ca noi toți să facem. Toți, întotdeauna să ne gândim la asta și nu mă vorbesc și de biserică. Vorbesc despre toți. Și iarăși nu spun că în primul rând cei din biserică și al doilea rând cei din lume. Nu. Pentru că iarăși spun, cine caută la fața omului când, când face bine și când nu face bine, adică când, când porunca asta, dacă caut la fața omului că la ăsta îi fac, la ăsta nu-i fac bine, sau pe ăsta îl iubesc, pe ăsta nu-l iubesc, deja se vrășește cu păcat. Eu nu vreau ca cineva să vrășească cu păcat, pentru că asta spun că nu în primul rând și în primul rând. Da, și, și, și cu cei din biserică, și cu cei din afara bisericii, cu toți trebuie să arătăm aceeași dragoste, aceeași îngăduințe, aceeași mică. Și asta se referă inclusiv unul Pietru, care în pasajul cu citanii la început, capitolul 3, la versetul 8 la 12. De fapt, după, la versetul 14, dar este ce vreau să spun acum. Spune că chiar și atunci, că și nevoie să ne ceară să dea el, să dăm socoteala de Evanghelia pe care o rânduim, să o dăm cu toată prudența și cu bine, toată am uitat pasajul, dacă vreți să susțineți acasă, deci 1 Petru 3, de la 8 până la 15. Dar ce spune acolo, că chiar și atunci când trebuie să dăm socoteala pentru Evanghelia asta, ce înseamnă asta? Că cineva ne spune, cum, ne ia la dezbatere, da, privit la Evanghelie, da? S-o privit la ceva din Evanghelie. Cum acum sunt ei, sunt foarte multe, însă și problemele cu ziua de astăzi, cu vie, cu sexualitate. Deci totdeauna cineva o să ne ia pe noi, o să ne ceară să o dea de Evanghelia, care e cuvântul pe care o văd în el, da? O să spună? Da, din nădejde care este din noi, iată. Să dăm socoteală, dar să o dăm cu blândețe. Poate că când cineva o să ceară, să-i explicăm de ce noi procedăm într-un anumit fel, sau de ce noi vedem într-un anumit fel, de ce noi vorbim într-un anumit fel, chiar și asta
noi să facem plăteți, pentru că când asta se întâmplă, totdeauna omul care face asta, omul care cel mult socoteală pentru nădejde, o face cu scopul rău. O face ca să ne pună la încercare, cum fariseii făceau cu Domnul Iisus, da? Fariseii asta, când le discuteau, asta făceau. Și atunci spune că noi să facem cu plăteți, pentru că noi, desigur, când vine vorba de Cuvântul Dumnezeu și de păcat, mai ales, că noi ne fecundăm, da? Și noi orice ce ne judecăm, toți merg în iad, toți care fac asta sunt încolo, toți care astăzi vinovați în viață, da? Asta ne învață Domnul Iisus, așa judecăm? Nu spuneți, nu judecăm, în sens că spune că nu-i păcat. Dar când facem asta, când dăm socoteală, să judecăm tot cu milă. Pentru că Dumnezeu, Domnul Iisus așa ne judeca. Domnul Iisus așa când intru și a spus că femeia aceea când în corpul aceea a fost dus și vroiau să o mare, și a spus Domnul Iisus, băteți-o cu pietre că e vinovată? Pentru că potrivit legii era absolut vinovată. Domnul Iisus nu asta a venit. El nu a venit nici spune că ea nu e vinovată, nici nu a venit spune bine pentru că e vinovată. Nu, el a venit și alt mesaj a El a venit și a spus că cine dintre voi este neprihănit, să nu știu primul. Cu alte cuvinte, dacă tu ți-o poți mai bun, ești arunc. Și cuvintele astea nu le-a spus cu alți cuvinte, ca să le aducă aminte lor, că există așa un lucru care spune ești milă. E în momentul cel numai când Dumnezeu v-a spus, băieți, fiți atenți, mai aruncați pietre, dar nu trebuie să fiți judecați. Voi, hai să judecați cum judecați voi când înseamnă. Pentru că ei nu știu cum judecați, dar o judecată bine drept, pentru că ei nu cu bine drept, dar sens că nu corect o judecată, pentru că conform legii trebuie să fie și bărbatul. Bărbatul nu a fost adus, a fost adus numai femeie. Și Domnul Iisus a spus, cum judec, cine este fără vină sau nici primul. Și te-a dus aminte cu voi, și că mi-i dai curios ce-o scris el atunci, că să-mi zic cu voi și să scrie pe amânt ce-o. Interesat și nu ce-o scris. Dar poate ce vreau să spun eu, că Domnul Iisus când a venit pe pământ, dați el nu a venit nici să judece, nici să aducă în aplicare legea, sau să judece conform legii, nici să sfințeze legea. Ceea ce a adus el este un concept care în tine aduce lucruri perduse, care se numește milă. Iată ce a venit el să aducă, nu a venit să judece poporul, să pedepsească, nici nu a venit să spună că nu, trebuie să dezertați, nu mai există păcat. Nu, el nu a venit să spună că legea rămâne. Dar există milă. Și dacă cineva trăiește și judecă pe alții cu milă, o să aibă și ei parte de milă. Și asta e ceea ce vrea Domnul Iisus să ne spună. Să nu uităm de unde am început noi. Să nu uităm cum eram noi în momentul când noi l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că noi eram într-o situație nu deloc bună. Însă prin mila lui Dumnezeu, prin mila lui Domnul Iisus Hristos, noi am fost curățiți din păcat. De ce noi acum suntem grăbini și să judecăm pe ceilalți? Noi nu spunem că noi nu trebuie să judecăm, în sens că să ne spunem că nu fac nimic greșit. Nu, dar și asta când o facem, să o facem cu milă. Deci data viitoare când vă întâlniți cu un om care se rășește în păcat, fii din biserică, fii din afară biserică, mustrați-o, dar și asta faceți-o cu milă, cu îndurare și cu plândeți. Pentru că dacă noi îl judecăm fără milă, poate nu poate, cu siguranță, probabil că avem dreptate, da? Dar să nu uităm că dacă noi suntem lisiți de milă, și noi suntem judecați fără milă. Și să nu plec, nu trebuie să ne gândim. Dacă eu judec fără milă, și eu o să fiu judecat fără milă. Și întotdeauna să-mi aduc aminte. Eu, Dumnezeu a avut față de mine milă. Mulți oameni au avut față. Nu odinesc numai Dumnezeu, pentru că în viața voastră Dumnezeu a fost foarte mulți oameni care au avut milă față de voi. Când ați greșit rău de tot, dar ei v-au iertat. V-au iertat așa de fapt nimic nu a fost. Să siguranță că sunt așa oameni în viață. Fiți cum v-au iertat Dumnezeu, așa că, cum o șters tot, păcatul, cum știm, este curățit, total, ne făcut alb. Așa sunt chiar oameni care în viața voastră v-au iertat, oameni care vă iubesc tare, oameni care iubesc tare, uite de parcă nimic nu a fost. Gândiți-vă la părinții voștri cât des voi v-au iertat așa de parcă nimic nu a fost. Frații, surorile, învățătorii, pastorii, așa v-au iertat, parcă și-o părinte mai departe, parcă nimic nu a fost. Ei, voi parcă vă simțiți comod, că ei se comportă parcă nimic nu a fost, așa? Păi dacă ei au făcut asta numai din cauza că ei se gândesc la mila care a avut Dumnezeu, pentru Dumnezeu într-o același fel de iertat. Noi toți am fost morți în păcate noastre, pentru că uite atât de păcate au fost, eram morți, da? Deci nu mai aveam șanse la salvare decât Domnul Iisus. Însă Dumnezeu, cu mila Lui, o hotărâre nu se ne judece și se ducă în aplicare pedeapsa noastră. Nu! Dumnezeu a căutat să facă un plan ca noi toți să fim mântuiți și izbăviți. Haideți acum să ne ducăm în picioare și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute ca în viața noastră de zi cu zi să ținem în inima noastră
gândurile astea și, în primul rând, se ține minte porunca împărătească. Se iubește al doamnele tău, ca pe tine însuți, care se manifestă inclusiv în modul în care tu își pentru ceilalți. Pentru că este un lucru foarte important și din asta depinde însăși faptul cum noi o să fim judecați la rândul nostru. Pentru că noi nu suntem judecați de cei care judecă, noi suntem judecați de Domnul Iisus.